Domnul prin Duhul Sfânt. Și pentru că ai cerut într-o vreme ca aceasta să-ți vorbesc. Așa vorbește, aleluia, Domnul vorbește, prin Duhul Sfânt. Iată lucrarea la care te-am chemat, preghentomenaghe. Da, spune Domnul prin Duhul Sfânt, dorința inimii tale este într-o vreme ca aceasta să cobor cu mântuire și cu trezire. Preghentomenaghe. Nu te teme, spune Domnul prin Duhul Sfânt, pentru că eu voi lucra, iar ochii tăi vor vedea bunătatea mea. Da, preghentomenaie! Într-o vreme ca aceasta nu primi șoapta străinului, adeverește Domnul prin Duhul Sfânt. Da, preghentomenaie! Pentru că el vine, adeverește Domnul prin Duhul Sfânt, ca să întristeze inima ta într-o vreme ca aceasta și să aducă amăgire. Preghentomenaie! Încă nu voi lucra. Dar așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Cerem credință într-o vreme ca aceasta. Pentru că ce-am vestit prin Duhul Sfânt, preghentomenaie, voi duce la împlinire față de tine și de casa ta. Da, spune Domnul prin Duhul Sfânt, nu cădea în desnădejde într-o vreme ca aceasta. Cu privire la acea încercare prin care ai trecut, adeverește Domnul, iată că se ivezorii dimineții, preghentomenaie, să vezi puterea